Dar și Nicușor Dan, în a doua parte, vor veni aici pentru a discuta despre temele fierbinți ale zilei. Discutăm despre politică, despre criza economică care bate la ușă. Astăzi, ministrul Florin Câțu de la Finanțe a încercat să împrumute în buna tradiție vreo 300 de milioane de lei, dar băncile, piața i-a dat doar 89 de milioane de lei. Nu reușește să strângă bani suficienți domnul Câțu să plătească angaralele. Discutăm despre moțiunea de cenzură. Bună seara, domnule Victor Ponta. Bună Mulțumesc seara. Pentru prezență. Într-adevăr, din punct de vedere economic, știu că e subiectul cel mai puțin, să zic așa, suculent. Moțiune, alegeri. Dar din punct de vedere economic, și asta am învățat cu Florin Georgescu și cu cei Daniel Dăianu, Liviu Voinea, care am stat atâția ani înainte de a deveni prim-ministru. Din punct de vedere economic, datele României în acest moment arată mult mai rău decât în 2009. Deficitul bugetar, deficitul de cont curent, scăderea producției industriale. Sunt niște date, așa știți, când te duci la doctor și spune în față niște analize, nu înțelegi nimic din ele. Dar știe doctorul ăla și spune, fii atent, nu ți-a ieșit bine. Faptul că... Unii spun că era normal. A fost pandemie, nu avem ce face. Evident. Întrebarea complicată este cum ieșim din situația asta economică. De fapt, asta e problema. Pentru că toată lumea zice, da, domne, e pandemie, nu e doar în România pandemia. România oricum venea pe un sistem slăbit, pentru că în ultimii 2-3 ani, guvernele domnului Dragnea, cum s-au numit ele, Dăncilă, Tudose, Grindeanu, e clar că n-au mai mers pe reforme structurale și au cheltuit bani. A venit guvernul Orban care s-a apucat de același lucru. Îmi reamintesc și sunt convins că veți găsi declarațiile din ianuarie, din februarie, până prin martie. Domnul Orban și ministrii au zis, am pus bani în buget de pensii. Chestia cu alocațiile era făcută în fiecare an de PNL, legea aia PNL-ului, doar că acum PSD-ul le-a dat-o înapoi. Deci s-a mers pe aceeași direcție și acum tot ce s-a amânat, s-a amânat pentru la anul. Lasă că la anul. Nu o să dea nimic la anul. Problema este că dacă nu-ți salvezi acum economia, ceea ce încearcă americanii, ce încearcă nemții, francezii, la anul o să ai și mai puțin bani. Iar noi nu suntem, suntem pe direcția Greciei din anii 2010, dar nu suntem în euro. Astăzi, de exemplu, că vorbeați de domnul Câțu... Asta e bine sau rău? În acest moment e rău. Pentru că dacă rămânem fără bani, doar Fondul Monetar Internațional ne poate ajuta. Eu am lucrat cu Fondul Monetar Internațional cât am fost prim-ministru, adică am terminat acordul încheiat de guvernul Boc. Și... I-am mai dat informația asta, mă scuzați. Se pare că au venit să-și caute un birou la București și asta nu e o glumă, e o informație. Cu siguranță, eu cred că au un birou, dar cu siguranță, din ianuarie, guvernul României, probabil că vor să rămână tot PNL. N-are de unde să scoată 63 de miliarde în plus, ca să acopere găurile. Și atunci, singura, băncile nu mai dau. De ce? Pentru că băncile dau, dar la o dobândă din ce în ce mai mare. Și așa ne împrumutăm dublu față de Ungaria, de exemplu. În termeni de specialitate, să știe telespectatorii, banca acționează într-un fel de licitație. Dacă vede că duci 4% dobândă sau 4-3%, luna viitoare îți dă un 4-5%. Dacă poți duce 4-5%, duce la 4-7% și încet, încet te simte domnul cât poți și ce nevoie ai. Asta zic, datele astea de care eu vorbesc și despre care nu prea vorbim, că nu sunt complicate. În schimb, cei băncile au departamente care cu asta se ocupă. Niște oameni care dimineața până noaptea se uită pe analizele bolnavului guvernul României. Și îl văd, bă, bolnavul ăsta are nevoie de zahăr, are nevoie de medicamente. Păi măriți dobânda, noi îi dăm medicamente, îi dăm bani, dar cu dobândă din ce în ce mai mare. Dobânda aia însă se adaugă de fapt la boală, că cu cât e dobânda mai mare, cu atât mai puțin bani. Și în consecință, ca să închidem subiectul cu dobânzile și împrumuturile, cu economia. Când ajungem în situația Greciei, Doamne ferește, bat așa în lemn, atunci când o să ajungem la dobânzi cu două cifre, dacă ajungem la 10 și băncile văd, fondurile de investiții văd că noi acceptăm dobânzi cu 10, atunci încep să arunce titlurile de stat sau te duci la creditori instituțional, se spune. Instituțional înseamnă Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Comisia Europeană. Începusem însă să vă spun că atunci cât am lucrat un an și jumătate până s-a încheiat acordul și n-am mai făcut alt acord. Am plătit aia 20 de miliarde și cu asta basta. Fondul Monetar îți dă banii cu dobânda cea mai mică acum. Și atunci, 2%, foarte bună dobânda. Dar îți pune condiții. Până la urmă, pe bună dreptate, sunt banii lor. Condițiile lor de obicei sunt aceleași. Mărești taxa pe valoare adăugată, mărești taxe
pe cota unică, mărești impozitul pe dividende și reduci cheltuieli. Stați puțin, poate să fie o chestie bună, în sensul că dacă de 20 de ani clasa politică n-a avut curajul să facă marile reforme structurale, poate vine FMI, mă gândesc la aparatul bugetar și zice, bă, 1.350.000, 1.400.000, reduceți la 800.000, cum era pe vremea guvernării Năstase, sau 900.000, mai ales că s-a digitalizat lumea. Ei nu o să zică niciodată numărul. Ei mi-au spus mie un lucru foarte clar, conform datelor pe care noi le avem în toată lumea și cu România am băgat datele, cheltuielile de personal ale statului român nu pot să depășească 7% din PIB. Și vreau să vă spun că de câte ori mai dădeam ceva în plus la profesori, la medici, la venea ministrul de finanțe, cine era, Liviu Voinea, Ioana Petrescu, Todorovici. Și primul lucru asta întrebam, sărim de 7? 6,93 sau 7,09. Acum suntem la 13%. La un PIB mult mai mare, că PIB-ul a tot crescut în ultimii 7 ani. Deci suntem la 13%. E cei de la femeie o să spună, domnule, noi nu-ți spun cât să ții. Dar de la 13 trebuie să te duci la 7. Problema este următoarea. Ca și cu mărirea TVA-ului. Da, nu te obligi să dai oameni afară sau să reduci salarii. Eu spun cum trebuie să-ți arate analizele. Treaba ta ce faci. Dacă mănânci sănătos sau nesănătos, dacă bei alcool sau fumezi, treaba ta. Mie trebuie să-mi iasă analizele. Problema e următoarea că și aceste metode sunt destul de mecanice. Eu o să povestesc tot timpul. Când i-am anunțat, vreau să reduc de la 24% la 9% TVA-ul la alimente și mi-au dat în scris. Nu suntem de acord în felul acesta, Și eu am dat înapoi în scris, atunci am avut un ministru de finanțe care a semnat cu mine alături și am zis, dom'le, dacă 6 luni avem probleme, ne reîntoarcem la 24%. N-am avut, dimpotrivă, am încasat mai mult, că am omorât evaziunea fiscală, că am sprijinit firmele românești. Că am băgat cei de la SRI la ANAF și se supravegheau între ei și am recuperat 2 miliarde numai din evaziune fiscală. Da, dar i-au și urmărit pe buticare. A fost o întreagă nebunie atunci fost, cu declarația, știu, nu știu care, Mi-au făcut și dușmani care ziceau, Ponta, ne-ai pus să dăm bonul la... Problema este că în acest moment nimeni nu vorbește... Bine, domne, am înțeles, acum ne certăm la locale, cine este primar, cine nu știu ce... Cum facem din ianuarie? Mai ales că guvernul actual nu e un guvern care zice, nu mă mai interesează, după mine vine PSD-ul sau vine Pro-România sau nu știu cine. Ei zic că vor să rămână. Ne-au anunțat foarte clar, domne, votați ce vreți, că domnul Iohannis spune tot de la PNL. Bun, domne, dacă rămâneți voi, ce faceți în 2021 cu deficitul balanței comerciale? De ce? Am 15 miliarde de euro am scos din România. 15 miliarde de euro am scos pe balanță comercială. De ce nu sprijinim producătorii români? Ce facem cu agricultura? Este un fenomen care de vreo 4-5 ani, de când a mărit PSD-ului Dragnea, tot crește. Da, a mărit PSD-ului Dragnea, veniturile au început să consume românii produse din import. Pentru că nu susții euro din pentru țară. Pentru că nu susții, păi de fapt ia-ți bani pe care tu îi împrumuți cu dobânzi și pe care îi trimiți și susții economia Poloniei, a Turciei, a Chinei, a Bulgariei, a Ungariei și așa mai departe. Pentru că nu susții producătorii noștri, pentru că nu aveam forță de muncă, acum s-a întors forța de muncă. Deci trebuie să existe un proiect economic din 2021. Ori eu nu văd chestia asta, absolut deloc. Sincer, domnul Câțu mi se pare... Este un plan de relansare economic anunțat de președinte și de PNL. De la clubul diplomatic, da. De la golf. Mie îmi place golful și clubul diplomatic, dar ăla n-a fost un program economic. Aia a fost o chestie de campanie în care președintele a zis, ăsta e guvernul meu și o să fie bine. Eu mă uit pe cifre, nu o să fie bine, o să fie foarte rău. Haideți să vedem ce facem cu faceți de fapt cu moțiunea de cenzură. Când păi se votează? Pe ce informații aveți? Știu. Noi nu știm nimic ca pe surse oficiale, chiar nimic. Și eu trag de cei de la PSD, vorbesc în fiecare zi cu domnul Ciolacu, cu hai domne, hai cu moțiunea. Și ce zice? Hai cu moțiunea. Că urmează. Când? Dacă mă întrebați și în urma discuțiilor, eu cred că dacă a fost depusă în sesiune extraordinară, trebuie votată în sesiune extraordinară. Nu poți să o depui în sesiune extraordinară, să te duci cu ea în septembrie, că e o altă moțiune. Nu e o problemă, poți să faci pe 1 septembrie... Dacă s-au făcut că depun moțiune ca să cadă pe la CCR, la contestația CCR. Eu i-a acuz tot timpul, de că din martie, de când au votat guvernul, vezi, doamne, pentru stabilitate, noi n-am votat. Dar din martie eu i-a acuz că, bă, gata cu blatul. Nu m-au chemat sâmbătă la congres, dar dacă m-aș fi dus... Aș fi zis, bă, gata cu blatul, cu PNL-ul, haideți înapoi să vă bateți, că nu pot, pro-România încă suntem 24 de parlamentari, nici nu pot să semnez o moțiune de cenzură singur.
haideți cu moțiunea, hai să-i dăm jos. Hai de ce nu v-au chemat la Congres? Păi nu m-au chemat nici Dragnea, nici Dăncilă. Că eu vorbesc, că spun ce gândesc, că probabil ia foarte să, mulți PSD-iști de acord cu mine. Negociați un discurs acum, nu. Se face dreptul în politică, lor, da. Nu știu, se mai invită președinții de partid. Eu l-am da. Invitat pe domnul Ciolacu și mă bucur că a venit și doamna Firea a venit. Nu? În februarie. Așa este, nu? Nu știu, probabil pentru că foarte mulți PSD-iști mă cunosc și ar fi fost de acord cu ce vă spuneam. Vă place noua conducere a PSD? Nu trebuie să-mi placă mie, eu sunt de la Pro-România. Dacă îmi plăcea... Este clubul foștilor prieteni ai lui Liviu Dragnea. Dacă îmi plăcea conducerea, mă reînscriam în PSD. Nu, deci sunt Pro-România și mi-e foarte bine. Ce și aleg ei? Treaba lor. Și ce văd apropo de discuția de la început? Nu văd economiștii care să vină să spună, domne, uite, PNL-ul e rău ce face... Vine PSD-ul cu un plan. Vă repet aceste nume pentru că sunt oameni care nu mai stă în politică acum. Deci eu odată, de două ori pe săptămână, cu Florin Georgescu, cu Daniel Dăianu, cu Liviu Voinea, cu Cristi Socol, stăteam 3 ore, 4 ore, ca să înțeleg, eu nefiind economist, dar ca să înțeleg ce avem de... Acum, domnul Ciolacu nu cred că se pricepe la economie. Sorin Grindeanu, mă bucur foarte tare că e acolo, dar nu e Vasile Dâncu la fel. Doamna Firea e primar. Da, apropo de faptul Grindeanu, că n-au o echipă economică... Apropo de Grindeanu, ce, îl cunoașteți bine pe Sorin Grindeanu? Da, și am o relație foarte bună de prietenie. Și mă bucur că datorită faptului că n-am votat moțiunea de cenzură, dat afară din PSD. Da, dar ce spune despre caracterul lui Sorin Grindeanu, faptul că a acceptat poziția asta importantă e în partid? E un om foarte iertător, dacă stai cu... Adică victima toți, stă cu violatorii toți la masă. Sală și cu toți... Toți au zis că e un securist, că s-a închis în guvern cu Ponta și ca așa. Înseamnă că e un om foarte bun la suflet. Mi-aduc aminte niște declarații ale lui Olguța Vasilescu despre Sorin Grindeanu, absolut șocante, da, ca să spun cum se folosește în televiziunea de știri, mai nou tabloidă, da? Deci ce a fost la gura Olguței Vasilescu împotriva lui Grindeanu atunci... Și domnul Tudose, la fel. Pe o poziție mai mică, mai așa de vicepreședinte, dar și domnul Tudose n-a ratat plutonul de șef. Poziție mică, vicepreședinte la PSD, își doreau mulți oameni. Nu l-au făcut prin vicepreședinte. Problema e că mi-a furat mandatul. Încă astăzi iarăși discutam cu cineva și ziceau, bă, mai fraier ca tine să ai mandatul de europarlamentar. Păi, dar cereți banii domnului Tudose în direct nu în vreau, sensul nu mă interesează. Să-i doneze unui cămin de copii, de bătrâni, da? Mihai Tudose, dă banii că nu ți se cuvine mandatul, este mandatul câștigat de dumneavoastră, Victor Ponta și de Pro-România, dă banii la un copil, la un azil de bătân sau azil de copii. Poate are nevoie de ei. Ziceți? Nu pare știu. Un om prosper, Mihai Tudose. Face afaceri pe la Giurgiu, cu firme de construcții. Problema lor, problema mea e următoarea. Că încă nu știu când se votează moțiunea de cenzură, când se va vota noi, cei de la Pro-România, așa cum am votat și în februarie, când a fost în martie. Februarie a fost moțiunea... Domnul Ponta, toată lumea își negociază moțiunea de cenzură. Eu n-am ați negociat. Rămas dumneavoastră. Pe cei de la UDMR deja au bătut palma cu PSD-iștii pentru niște proiecte de lege m-am în uitat, zona educației. M-am uitat pe ce a scris Rareș Bogdan. Dar aici e o problemă mică, că eu mă pricep la Parlamentul României, Rareș nu se pricepe. Nu-i, informația mea nu este de la Rareș Bogdan. Președintele Comisiei de Educație, unde sunt proiectele, de la PNL. Păi? Nu-i de la PSD. Majoritatea nu este a PSD-ului în comisie. Știu că am și o colegă de la Pro-România care este acolo și apropo și încă o colegă, fostă colegă care a fost la PSD, a venit la Pro, după aia iar la PSD și acum a plecat la PNL de la Brăila. Apropo de traseism, mai luați oameni de la PSD? Nu. Pentru că jumătate din parlamentarii PSD își vor pierde mandatele plus minus și e, are balta pește, să spun așa. Da, dar sunt nu. Oameni, cine nu? Era de venit, a venit. Cine într-adevăr s-a luptat, să zic. Da? Restul nu, mi-aș dori, uitați-vă la Consiliul General la București, pe cine am pus noi. Am pus oameni care n-au fost niciodată nici parlamentari, nici consilieri, oameni tineri. Otilia Sava, Mihai Precup. Doamna Otilia Sava? Da. Soția fostului purtător de cuvânt? A fost secretar de stat în guvernul pe care eu l-am condus și e singura femeie secretar de stat la apărare pe care n-au bârfit-o militarii. Că știți că militarii, dacă văd vreo femeie, o bârfesc. N-au bârfit-o. Da, Mihai Precup este absolvent de Sorbona. Când a venit în România și zis că vrea să facă politică, m-am uitat la el și a zis, Mihai, nu cred. Am încercat să facem un dialog cu Rareș Bogdan, tocmai pe tema asta cu DMR-ul și Rareș m-am Bogdan și eu la proiecte, a spus că nu intervine în emisiune cu dumneavoastră, de că... Ce?
care o relație bună. Chiar avem o relație foarte civilizată. Nu vrea să se certe cu dumneavoastră. Dar nu ne certam. E prima dată când un politician îmi spune că nu vrea să certe cu un aparent adversar. Da, aveți nicio. O colaborare suntem așa adversari. De... Nu, suntem adversari politici, dar și Rareș Bogdan și mulți alți oameni politici am o relație de, până la urmă, de normalitate și de respect. Sunt foarte puțini cei cu care domnul Orban, e adevărat, cu domnul Băsescu nu cred că ne vom împăca vreodată, dar de ce? Pe chestia cu proiectele m-a interesat ce a scris Rareș, pentru că eu n-am niciun blat, niciun deal cu DMR-ul, nu i-am rugat nimic, nu vreau să am de-a face. Și am vrut să văd, domne, e o șmecherie a PSD-ului iarăși cu DMR-ul. Eu cred că UDMR-ul nu votează moțiunea de cenzură. Eu cred că și-au negociat cu PNL-ul să nu voteze moțiunea de cenzură și vor primi funcții și posturi în următoarea guvernare. Asta cred eu. Păi și atunci rămâne guvernul Orban, e clar. Așa arată. E la limită. Fără UDMR e cam la limită. Depinde câți pleacă de la PSD. Deocamdată au plecat 3 într-o zi, nu? Da. A plecat rectorul de la Alba, a plecat doamna lui Tudose, care o plimbă el pe la toate partidele. Roșu, și da? A plecat cine? A plecat o deputată care era în dosarul cu șpaga, nu? Și a devenit penelistă. Șpaga la PSD, da, Luminița Jivan o cheamă, de la Caraș. Caraș. De la Caraș. Faimosul dosar, șpaga la PSD. Unul dintre cei 3 sau cât sunt, 4 deputați, da, cred că sunt. Da, sunt de la Cara, sunt de la Radie, Căprar, sunt așa, 4 a plecat la PNL, apropo de șpaga la PSD, s-a mutat la PNL. Deci depinde câți pierde PSD-ul. Noi suntem puțini de la Pro-România, cred, vom fi toți, vom vota la vedere. Cel mai important e altceva. Și asta am discutat cu domnul Ciolacu. Dom'le, nu vinim la moțiune și zicem, hai să dăm jos pe Orban și o vedea. Hai să facem și o propunere. Nu de la PSD sau de la Pro-România, că hai să facem o propunere de prim-ministru, de program, nu o să vrea Iohannis. Bun, dar atunci e păcatul. Despre doamna Firea, ce părere aveți? Cum se mișcă în campania asta? Eu mă uit la candidatul Pro-România, la doctorul Sârbu, și mi se pare că se mișcă bine pentru că merge cu Robert Negoiță, care știe primărie. În rest, ce face doamna Firea, ce face domnul Nicu Șordan? M-aș dori să facă lucruri cât mai bune, că... Nu e bine ce e în București, sincer. Dar cum vedeți sincer bătălia asta? Pentru că sunteți și actor politic, dar cunoașteți și zona politică, puteți face o analiză. În momentul în care Băsescu intră în competiție să ia bătaie, să ajute PSD-ul, înseamnă că politica reușește să ne uimească pe amândoi, domnul Mănăstire. Corect? Nu cred că ați fi spus vreodată că Băsescu o să intre să ia bătaie ca să ajute PSD-ul. Asta e înțelegerea? Evident. Păi și despre față. Partidul dumneavoastră, și despre dumneavoastră s-a spus, păi ați v-ați înțeles cu Firea, păi ați spus pe doctorul Sârbu, care e un doctor foarte bun, dar că un general asta, dincolo de anchetele de pres... militar. Da, da, nu are notorietate, v-am spus și data trecută, e greu. Ce o să facă domnul Sârbu? O să facă cel un 4-5% maxim. Eu cred că o să facă mult mai mult și cred că era important un lucru, să am un candidat să votez pro ceva, nu contra. M-a deranjat foarte tare ideea. Hai mă, susține-o pe Firea să nu iasă Nicușor. Hai să susțină-l pe Nicușor să nu iasă Firea. Păi n-ați putut să negocia cu doamna Firea să vă N-am dea negociat. Ceva? Nu, dar ce se putea să-mi dea doamna Firea? Anumite bârfe, spun bârfe politice, că să doamna Firea a fost foarte generoasă în ultima perioadă și a tot împărțit. A fost foarte generoasă și cu pro, dar am spus că nu vrem. Păi era o salvare. Intrați în Consiliul General, era... Nu? Oricum o să intrăm în Consiliul General. Sunteți și nu vreau sigur? Să mă bage altcineva. Da, iar repet, eu vreau să intrăm în Consiliul General cu acești oameni tineri, dar nu ca să-i pun șef la RATB și la mai știu eu ce regii de-alea unde să facă afaceri cu cauciucuri sau cu măști. Nu, vreau să-i cresc, sunt tineri, sunt oameni care vor să facă politică, au banii lor, au viața lor, au școală făcută când trebuia făcută școala. De asta îmi doresc să fie în Consiliul General. Nu să-mi pună pe listă X sau Y și să o le să dea o sinecură. Să rămâneți în opoziție până da. În 2024. Cel veți rezista. Probabil. E greu să reziști în opoziție. Apropo de convingerea oamenilor de a face politică, pro-domo și benevol. Oamenii au afaceri, au viața lor. E complicat să faci și viață civilă, dar și viață de partid în condițiile în care nu ești la putere, ești în opoziție. Păi, cei care au nu venit, vei este frică că o să fiți abandonat? Pe parcurs până în 2024? Nu, nu mi-e frică, dimpotrivă. Cred că o să vină mult mai mulți până în 2024, că asta am spus de la început. Am făcut proiectul Pro România pentru 2024. Până atunci creștem, existăm, venim cu proiecte,
promovăm oameni dacă reușim. O să avem primar la Bacău, de exemplu, un primar tânăr, la Slobozia un primar tânăr. Sunt, dar nu înseamnă că v-am chemat aici ca să luăm niște funcții. Dacă vreau funcții, le dădea PSD-ul. Cred că și domnul Ciolacu, dacă îi spun mâine, hai că ne scriem toți înapoi în PSD, ne dă și nouă pe acolo. Mă pune și pe mine, vicepreședinte pe economie. Ați avut o asemenea negociere cu domnul Ciolacu? Niciodată, nu, sincer. Pe poziții de parlamentar la generale? Nu, niciodată. Niciodată. M-am și supărat la un moment dat pe domnul Stănescu, care a tot împărțit bârfa. Că așa se face la PSD, dar eu mă pricep și la PSD, am părțit, v-a cerut ponta parlamentar și de-aia. Și l-am întrebat, da, de față, și l-am întrebat de față cu toți. Dom'le, ți-am cerut vreun parlamentar? A, nu, să... păi atunci nu mai spune, că toți PSD-iștii mă sună pe mine. Eu pot să vorbesc cu toți PSD-iștii în această țară. Nu mai spune ceva ce nu e adevărat, că vă... acum, săptămâna asta, ziceau, nu votează pro-România moțiunea. Ce mă, vreți voi să nu puneți și de-aia dați vina pe mine? Uite, votăm la vedere pro-România. Dar noi suntem 24, voi sunteți 200. Dacă vă pleacă un parlamentar pe zi, nu mai ajungem să mai votăm, probabil. Deci genul ăsta de șobolăneală mă face în continuare să fiu fericit că-s la Pro-România. Pe de altă parte însă, nu mă orbește să nu văd că guvernul Orban nu mi-a rezolvat nicio problemă cu sănătatea, o ducem mai rău, iar șmecheria că azi au fost 800 de cazuri. 825? Și au făcut 6.000 de teste. Păi dacă făceau 24.000 de teste, înseamnă că aveam 3.000 de cazuri. Cu școala, sunt tată de copii care merg la școală. Și merg la școală în centrul Bucureștiului, unde au și tablete, au tot. Nu știe lumea dacă începe școala pe întâi. Iar cu firmele românești, toți pe care îi cunosc, am prieteni și eu ca și noastră, care au restaurante, au hoteluri, au... și toți îmi spun, bă, pe 25 octombrie închidem. Acum, că acum mai stăm pe terase. Când ați văzut anunțul că o să dea drumul la restaurante în 2 săptămâni? Când? E o discuție, nu se știe. Bun, și atunci vin și e o discuție. Întreb. Domnul Tătaru a spus că se lucrează la actul normativ pentru a relansa Horeca, în sensul Doamne, de a deschide restaurantele. Doamne, ferește să lucreze domnul Tătaru. Sunt pasionat, toți prietenii mei fac sport. Mi-au trimis regulamentul făcut de Ministerul Sănătății pentru campionatul de basket, sau de volei, sau de handbal. Știți ce mi-au spus toți? Ce scrie mergem acolo? Să... Păi le-au pus niște condiții încât au zis, a, deja începem să negociem, semnăm contracte, să jucăm în Serbia și în Ungaria și în Bulgaria. Nu putem juca în România. Toți deci, care... niște capete pătrate care nu înțeleg nimic de la povestea aia cu Ruibiu pe care trebuie să-l faci și grămada să nu se atingă jucătorii la grămadă. Acum, de exemplu, la basket, la handbal, au scris în faimosul ordin al Ministerului Sănătății și l-a semnat și Ministrul Sportului și sunt foarte supărat pe asta, ai voie să te antrenezi fără contact fizic. Dom'le, cum poți să joci basket fără să te apropii de alt jucător? Explică-mi și mie, joci singur, la perete, cum să faci? Deci așa e și cu restaurantele. Când dați normele alea? Că deocamdată mai sunt terasele, da? Și mai... Dar se termină cu ele. Eu am fost la Constanța, n-am fost la Mare, am fost cu candidații mei, am niște am candidați tineri buni, ne-am plimbat în Mamaia. E gol. În weekend mai vin câțiva bucureșteni la o petrecere, dar în rest e gol. Deci oamenii îmi spun... Se închide. Stați puțin că am văzut pe la Eforie Nord, nu putea arunca la, un ac. La manele. La... Așa e, bun, sunt stațiuni și stațiuni, sunt deci, zone repet, și zone. Da. N-am rezolvat cu sănătatea, n-am rezolvat cu școala, n-am rezolvat cu firmele, dar, dumneavoastră, dar în schimb ne ocupăm de alege. Îmi spunea cineva, Victor Ponta este foarte bun în opoziție. Ia, am fost foarte bun și la guvernare. Bun. Am pierdut alegerile din soluții, alte motive. Soluții avem? Da, bineînțeles. Spuneți-mi, ce ar trebui să facă cu sănătatea, ca să fie bine cu școala? Cu sănătatea de 6 luni trebuiau să crească numărul de teste și să facă ce fac toți afară. Izolează zonele respective, fac teste, să... N-au făcut nimic. Cum să faci 24.000 de teste și după aia faci 6.000? De ce? Că nu-ți ieșeau numerele cum trebuie. La chestia cu școala, dacă îți imaginezi că în 7.000 de școli din țară unde n-au apă la baie, tu faci până pe 14 pereți de Pepsi-Glas, cum spune doamna ministru, nu trăiești în realitate. Trebuie să vezi, să te ocupi de chestii, dar îți chem miniștrii, îți chem secretarii de stat, chem prefecții, chem directorii. Dar așa doar spui la televizor că o să fie bine și o să fie rău. Gândiți-vă că se termină cu terasele, o să intrăm în restaurante, încep școlile, se întoarce lumea la muncă și facem alegeri.
Da. Păi după 28 septembrie unde domnul mai trec? Orban a spus, a făcut acum câteva minute următoarea declarație. Da. Dintre românii care s-au îmbolnăvit, procentul elevilor de vârstă școlară a fost de doar 6,3% fără să fie organizate cursuri. Sigur că majoritatea tinerilor care sunt infectați nu manifestă simptome și de multe ori le trece boala fără să-și fi dat seama că au fost bolnavi. Păi astea-ți, domnul Orban citește niște lucruri, cum a citit și domnul Iohannis, după aia a zis m-au dezinformat, care n-au legătură cu realitatea. În primul rând, câți copii ați testat, ca să spuneți că doar 6%? Că n-ați testat copiii. În al doilea rând, copilul, mie de ce mi-e teamă? Se duc copiii la școală, se întorc, n-au nimica, în schimb se întâlnesc cu bunicii, se întâlnesc cu rudele. Dacă nu te uiți ce au făcut alții, americanii au dat drumul la școală, nemții au dat drumul la școală, italienii se pregătesc, greci, unguri, ce vreți făcut? Dumneavoastră. Știți ce au făcut? Fiecare, da, fiecare a testat anumite metode. Apropo de chestia, nu trebuie să stea la 2 metri elevi, trebuie să stea la 1 metru. Chestia cu masca, ați văzut că s-au certat între ei. Doamna Turcan zice că trebuie să poartă mască, domnul Orban zice că nu și așa mai departe. Eu nu văd o gândire, o strategie. Ponta e bun în opoziție. Păi sunt bun pentru că am guvernat și știu ce nu fac ei. Și știu unde să le spun. Am mai ținut să guvernez eu sau să mă ia consilier Orban. Mă duc consilier dacă da, vrea să asculte. Ați guvernat într-o perioadă bună a României, nu era coronavirus. 2012 nu era o perioadă bună. Nici nu era foarte rău că se mai stinsese criza și efectele negative. Tocmai de asta cred, ca să mă întoarcem la moțiunea de cenzură, că într-o perioadă dificilă, și da, 2020, un an dificil, 2021 va fi și mai dificil. Eu cred că nu scăpăm nici de coronavirus, în schimb, criza economică va fi mult mai puternică. Deci, într-o perioadă atât de dificilă, să ai un guvern atât de slab, cu oameni, în primul rând, vreo 3/4 din miniștri nu i-a mai văzut, cred că nu-i mai recunoașteți nici dumneavoastră, dacă ies pe stradă. Or fi în campanie. Au dispărut. Cu domnul Orban, care, domnule, el are niște chestii cu PNL-ul lui, cu luptele în interior, cu Rareș Bogdan, cu ăla, ce să facă? Cum să zici? Am auzit că au venit niște primari de la PSD, dar eu nu sunt de acord. Păi au venit 130, s-au închis candidaturile. 130 de primari. Când a luat Dragnea 500 de primari în toamna lui 2016... I-au făcut plângere penală. I-au făcut plângere domnul penală. Domnul Iohannis i-a semnat plângerea penală, da. Și? Ce s-a întâmplat? Nu știu ce s-a întâmplat cu dosarul, dar... Cum să zici, da, nu știam, n-am auzit că au venit de la PSD. Domnule, de Mihai Chirica, ai auzit de la Iași, știai că a fost la PSD? Dar și dumneavoastră ați luat de la PSD, domnule Ponta. Evident. Și useriștii au luat. Candidatul USR pentru Consiliul Județean Iași este deputatul Bodea de la PNL. De acord. Traseist, în capitala Moldovei. De acord, dar PNL-ul a venit și a spus, PSD-ul e rău ce face, o să venim noi și o să faceți la fel sau mai rău. Și mai e ceva, toată nebunia asta este de la blatul, e un blat evident, nu-l mai contestă nimeni. Între PSD și PNL să rămână un singur tur. Practic eu, de la Pro-România, să cresc acum un candidat de la zero care să câștige, șansele sunt foarte mici. Eu când spun că o să am primar la Bacău sau la Slobozia sau la Giurgiu, sunt primari în funcție. Ai PSD-ului. Care au trecut la Pro-România. Da, da. Dar un primar nou dintr-un tur nu are cum să câștige. Domnul Nicușor Dan candidează de e al patra oară, nu? A treia oară. A treia? A treia, da. Mă rog, candează de 12 ani, da? La chestia și tot nu știu dacă câștigă. Mai degrabă cred că nu. Dar aveți informații? Nu, e o chestie absolut, vă repet, eu cred atunci, pe logica domnul asta, Băsescu, domnul Băsescu că... de asta a intrat, ca nu cumva să câștige Nicușor Dan. Deci, fiind într-un singur tur, USR-ul nu are unde să câștige. Nu câștiga... Doamna Clotil câștigă la 1? Fiind candidat unic, are o șansă să câștige. Dacă era de la USR, nu câștiga. Dacă era și USR și PNL și... Nu câștiga. Pentru că ăsta e un blat pe care l-au făcut în ianuarie, dacă țineți minte. S-a spus înainte de coronavirus. Corect. Înainte de coronavirus. Și măcar pentru acest blat Orban este extrem de vinovat. Pentru că noi facem alegeri acum pentru 3220 de primării. Eu vă garantez că 3000 de primari rămân în funcție. A, că au schimbat partidul. Dar 3000 rămân în funcție. Probabil vreo 100 i-a luat anii sau DNA-ul și nu mai pot să candeze. Vreo 100 au murit și poate pierd 50. Și care e schimbarea pe care o facem la locale? Ați reușit să găsiți oameni pe care se pregătiți să-i duceți în secții, pentru că nimeni nu știe cum se vor organiza aceste alegeri. Din motive sanitare, evident.
multe persoane în vârstă, din informațiile mele, refuză să se ducă în secțiile de votare drept observator sau reprezentanța partidelor. Pentru că să stai de la 5 dimineața la 12 noaptea cu alți 16-18 oameni cât sunt acum într-o secție și în secția aia să intre 500-1000 de votanți, chiar dacă porți mască, e complicat. Cât poți să porți de la 5 dimineața la 12 noaptea? Greu de crezut că poți purta. Vreau să vă spun că nu cred că avem, ne-am făcut toate socotelele, ne-am dormit două săptămâni, avem candidați, avem și reprezentanți în secții de vot, poate nu în toate 18.500. Dar e foarte complicat sistemul, cu dosare, cu... E făcut ca să rămână doar două partide. Faptul că mai reușește USR-ul să mai muște și mai reușește Pro-România e o minune, că altfel e foarte greu cu un singur tur. Circulă informația că, de fapt, strategia liberalilor a fost la București aceea de a îngropa pe cei de la USR Plus, dându-le foarte multe posturi, foarte multe candidaturi, în sensul să le mai taie morcovul pretențiilor după alegerile parlamentare, când vor fi obligați să facă guvernul. Știți cum cred că e asta? Cum e? Deci îmi luați telefonul, îmi luați ceasul, îmi luați cămașa și eu ies pe afară în pielea goală, zic, băi, am întins o capcană lui Mănăstire. Hai să fim serioși, PNL-ul are o șansă să câștige sectorul 5. Ceea ce, PNL-ul sincer, la 5? Da, ceea ce sincer, după 20 de ani de subt sectorul 5 de Evanghelie și din păcate și primarul actual, un tip pe care eu l-am apreciat pe Daniel Florea, dar pe care l-a luat Vanghele, l-a băgat în afaceri, în învelopări, în cum face el. Pe Daniel, stați puțin că Vanghele îl... Acum îl parazitează. Acum l-a făcut cou și cu oțet, ca să fiu... Păi da, dar patru ani l-a învățat la învelopări, că la asta se pricepea. Florea a venit de la PDL la PSD, apropo, că l-ați adus dumneavoastră de la PD-ul lui Băsescu. Da, de la... Nu mai țin minte, știu că a fost deputat 2012-2016, de la USR. Da, da, era înainte de la PD. În fine, deci în afară de sectorul 5, ce câștigă PNL-ul? Păi, Băcanu are asemenea notorietate cât să câștige? Nu, dar bătându-se cei de acolo, are o șansă. Nu știu cine va câștiga la sectorul 5. Păi, dar domnul rest, Băcanu ce să câștige? Ar părea. Domnul Ciucu la 6? Nu știu, nu cred. Eu îmi susțin candidații pro-România, dar m-ați întrebat, domne, mai înainte, dar du-te cu ei, dar să se descurce. Sunt oameni maturi care vor să facă politică, fac poză cu mine, dar în rest să umble ei, să le explice oamenilor. Cine este doctorul Sârbu? Cine este Adina Alberți? Cine este Anca Bălășoiu? Cine este... Mergeți că Gabi Spas, sunteți oameni normal, care aveți o școală, care v-ați apucat de politică, da, mergeți pe Gabi Spas îl cunosc, a fost secretar de stat la educație, sectorul 4. Nu, e greu sectorul 4, școala, că Băluță stă foarte bine, dar faptul că se duce, se lupte, e un lucru important. Eu mă aștept cu Pro-România, da, în 2024 să fim pregătiți de bătăliile mari, dar asta înseamnă că trebuie să le dăm pastea de acum. Și mai înseamnă ceva, că n-am vrut să fiu anexa nimănui. De ce să-mi dea PSD-ul nu știu câte locuri, sau PNL-ul, sau de ce să fiu anexa? Pentru că, de regulă, trebuie să un partid mai mic, trebuie să se lipească de unul mai mare, să supraviețuiască. De asta aia nu va crește niciodată un partid mic care se lipește de unul mare. Noi, Pro-România, nu ne-am lipit de nimeni, deci, nici la europarlamentare. Deci, o să faceți nici... opoziție cu PSD-ul timp de 4 ani. Cam asta eu este am perspectiva. Teorie, eu am ce altă teorie. Eu asta spun și vă rog, o să ne întâlnim după 6 decembrie. Cu siguranță, da. Eu cred că va fi un grosse coalițion. Așa pe model german? Da. Socialdemocrația germană care... care e dragă. Dispare, se sufocă așa în timp, dar dai la butoane, au și ei funcții. Îi este dragă președintelui Iohannis această idee de mare coaliție stânga-dreapta? E modelul german patentat de doamna Merkel în ultima perioadă? Va conduce, la asta vă referiți, bun, în Germania conduce CDU, SPD-ul primește funcții, nu conduce nimic. Și aici va conduce PNL-ul și PSD-ul li se vor da funcții. Da, eu așa cred. Așa-i văd, poate greșesc, repet, în numele stabilității naționale, evident, evident pentru că interesul avem... național. Interesul național. Să știți foarte bine cu interesul național. Auziți când a votat... L-ați luat de la Băsescu cu interesul național și l-ați pus în dreapta dumneavoastră. Când a votat PSD-ul în martie guvernul PNL, ce era? Siguranța națională, nu? Sau pentru ce au votat? Că i-am întrebat, eu am zis, bă, cum ați zis să votați un guvern PNL după ce ați dat jos un guvern PSD al lui Grindeanu?
Acum ați, e al doilea record, să vă uitați, domnule, pentru stabilitate. Sau stabilitatea nu mai națională. Pentru, da. E, așa, nu, mai țări, e, da. Nu mai e interesul național, e stabilitatea. Deci pentru stabilitate, după... Domnule Ponta, asta, fiți, e, asta domnule e teoria Ponta, mea. Nu, nu fiți ipocrit apropo de, apropo de chestia cu Gabi Oprea. Cu ce? Sigur... Nu, de ce? Gabi Oprea vă critica, da, la congres. Victor Ponta i-a mnășit copilul, mai țineți minte. Domnule, nu e incredibil, da, ce a făcut Victor Ponta, i-a mnășit copilul, așa, un om fără Dumnezeu. Și eu îl criticam, un om fără Dumnezeu. Da. După, da, care l-ați luat la guvernare, l-ați făcut în 2015 și a fost și un ministru bun. Și a fost și un ministru foarte bun. Ziceți? Da, pentru că la interne mie nu-mi place stilul lui supra-militaros și, da, uite, acum cu domnul Vela, care e om de treabă din Caransebeș, hai, domnule, să fim serios, cred că râd interlopii, cred că dau acatiste să stea Vela cât se mai uită, mult. Adică, uită. Adică deci de Oprea le era frică, da. Deci de Oprea le era frică. V-ați împăcat cu Gabi Oprea, chiar dacă v-a, da, spus niște cuvinte groaznice, mai ales la nivel de familie, el a spus cu copilul, și a greșit, da, da, da. Și și-a cerut scuze? Da. La nivel personal? Da. Bun. Da, dar recunosc că îmi doresc cât mai puține împăcări, în general. Bun, dar pe Gabi Oprea nu l-ați mai recuperat în Pro-România, deși am înțeles că au fost niște discuții. Nu, n-a fost niciodată. Eu știu că i-au semnat cu PSD-ul un acord, dar PSD-ul, ca de obicei, nu s-a ținut de cuvânt. Nu, PSD-ul lui Dăncilă, domnul Ponta, acum este alt PSD. E serios? Păi nu. Păi e același, care, cum? Păi doamna Dăncilă nu mai este, da? Cine-s... Doamna Dăncilă nu mai este? Repet, m-am bucurat foarte tare că l-au adus înapoi pe Grindeanu. Am o relație bună cu Grindeanu și, într-un fel, mi-au dat și mie dreptate. M-au dat afară că am votat moțiunea. Da, totuși ăia care au votat moțiunea să-l dea jos, mă așteptam să meargă la congres să zică: Sorin, am fost niște ticăloși sau nu știu, ne-a pus Dragnea, să zică ceva, să te faci că plouă așa. Deci să revenim la da, teoria dumneavoastră, PSD și PNL să guverneze împreună. PNL și PSD, grose... Așa cred eu, pentru că am văzut cât de tare se urăsc cu USR-ul. Da. Și pentru că pe până o să la urmă... fie bine pentru România, pentru că o să fie o stabilitate, o să fie un fel de USL, nu? O să fie o catastrofă, nu? De ce? Pentru că nu văd nici la unii, nici la alții proiectul economic. Până în decembrie ne batem politic, da? Inclusiv cu chestia coronavirusul, noi zicem că l-au gestionat prost, Iohannis zice că l-au gestionat bine, până la urmă nu o să-i convingem noi pe ei și nici ei pe noi. Câștigă cel care are mai multă credibilitate. Cred că în sondaje președintele în acest țării moment, are deși, cea mai mare credibilitate în bătălia asta. Da. Deși a scăzut mult, în continuare îi dă funcția putere. Problema următoarea. Și am spus-o domnului președinte la consultări, cum vorbesc cu dumneavoastră aici, nu e un secret. Ce faceți cu economia? După, la anul, o să aveți puterea. A, guvernul dumneavoastră, serviciile dumneavoastră, parlamentul dumneavoastră, totul al dumneavoastră. Și ce v-a zis? Și ce faceți? Nu mă așteptam să-mi spună mie, că nu mie trebuie să-mi spună președintele. N-am văzut proiectul economic. Să repet, nu vă întoarceți la corpul, la clubul diplomatic, la paranghelia aia, că nu, n-au zis nimic. Că o să facă... Păi Orban, când a zis acolo la diplomatic câți kilometri de autostradă o să facă, mi-a scos imediat în 2008, când era ministru transporturilor și tot așa făcea nu știu câte mii. Hai să fim serioși. Nu e... Să le terne pastea începute de mine, vorba lui Băsescu cu Oprescu, nu? Toate astea care se mai lucrează acum și Sebeș, Turda și Mureș și așa mai departe sunt începute de mine, de Rus, când era ministru. Terminați-l odată pe astea, că oricum asta de altele este noi nu vă natural apucați. Oarecum. Păi nu, dar ei n-au început nimic, nici liberalii, nici înainte guvernelui. Ultimul contract de autostradă cred că e semnat tot în 2015. Nu mai vorbesc de câteva bucățele, cum a fost acum centura, câți kilometri, 5 kilometri, uitați, nu? Uitați că v-a răspuns domnul Orban în timp ce discutăm. Premierul spune că a alocat deja 175 de milioane de euro pentru achiziția de materiale pentru începerea anului școlar. Deci avem bani, vor fi cumpărate. Cât mai avem să vă spun cum e cu achiziția? N-ați dat și dumneavoastră în luna iunie când au început achiziționarea celor 110 milioane de măști? Pe au venit? Pe legea noastră? Și a fost așa, s-au prezentat niște firme, 5, 7, nu știu câte. Și criteriul de bază, 30% din punctaj, a fost cine le livrează în 7 zile. Și a câștigat o firmă pe care o iubește domnul Orban foarte tare. Dar a câștigat în iulie. Suntem în, la sfârșit de august. Și între timp, alea 7 zile s-au făcut 7 săptămâni. Prețul este de 0,64 de bani. Masca, în condițiile în care aceeași firmă vinde azi, dacă vreți să cumpărați la B1,
cu 0,34, deci dublu. Așa livrarea este. E după 7 săptămâni. Și ieri Orban, pe șmechereală, că la șmechereală e bun, e după Băsescu, dar e bun. A zis, zice, dacă mâine nu livrează, le reziliem contractul. El știa deja, vorbise șeful, mâine aducem și noi. Câte aduceți? Mă, nu știu, 8 milioane din alea 100, dar aduceți ceva, că eu zic la televizor că vă reziliez și voi mâine veniți cu ele. Vreau să vă spun că nici cât am fost procuror înainte, nici de cât fac politică. Mai pe față decât asta, să cumperi dublu, să dai punctaj că ți-aduce în 7 zile, ți-aduce în 7 săptămâni. Deci, eu vă zic că dacă se întâmpla în guvernul meu, ne aresta DNA-ul pe toți, pe mine până la portar. Pe de unde știți? Poate este dosar la DNA. Da, sigur. Apropo de instituțiile judiciare, cum vi se pare atmosfera? Până în ultimii 3 ani de zile, toată agenda publică era ocupată de justiție. Bun, era și Dragnea persoana non grata, dar practic Dragnea punea pe tapet subiectul despre justiție. Nu mă răzgândesc absolut deloc. Mai ales că le-am trăit pe pielea mea. Îl prins pe, mă bucur foarte tare, îl prins pe ministru, prim-ministru, deputat, ce-o fi. Dom'le, l-ai prins cu șpagă, că a cerut, că i-a dat o plasă, că i-a pus bani în cont, vino, arestează-l, du-l, condamnă-l, foarte bine. Șmecheriile alea, portocalismele și uncheșelismele alea în care, dom'le, acum 10 ani abuz în serviciu să... Alea erau dosare politice. Faptul că dar nu le închici în continuare. Portocală nu dați în judecată, v-a acuzat că ați luat 2,5 milioane de dolari în campanie. Știți ce problemă am? Știți ce problemă am cu serviciile lui Tony Blair? Deci mai... Eu am rămas totuși cu respect și un cult pentru ideea de magistratură. N-am fost decât 6 ani magistrat. O să regret totdeauna că am plecat din mai... Da, dar ați avut funcții mari. Suspect de mari. Da. De ce suspect? Că pentru nu, că un tânăr procuror la 6 ani ați ajuns la parchetul judecătoriei sectorului 1. Nu, am fost la direct înalta curte, la înalta pentru curte. Pentru că am fost primul procuror care a avut computer, care s-a școlit în America, dar nu despre asta e vorba. Pentru un magistrat, judecător sau procuror, cea mai gravă infracțiune pe care o poate comite este fabricarea de probe, cercetarea abuzivă și așa mai departe. Nu că face accident, e grav dacă face accident sau dacă fură, sau da, dar de ce? Că el întrupează legea și noi toți ne uităm, zicem, bă, ăsta face dreptate. În momentul în care un personaj interlop, ca Portocală, Negulescu, ca să înțeleagă lumea despre cine vorbim, l-au prins, cine l-a prins? L-a prins un inculpat de-a lui, l-a înregistrat când fabrica probe, când avea aventuri cu inculpatele și așa mai departe, mie mi se pare că pentru magistratură, eu nu mai sunt magistrat, dar cei mai mulți colegi ai mei de facultate, prieteni sunt acolo, această rușine creată de Portocală și de alții ca el, ei trebuie să o șteargă. Nu eu. Eu în continuare am apartamentul, singurul meu apartament, sechestrat de Portocală. Nu e problema mea, nu e scos, păi nu, pentru că probabil, nu vrea nimeni. Probabil că, dom'le, ce să facem acum? Asta e, că stăm așa. Nu, da, el pretinde că a găsit hârtii, cum că niște firme din Ploiești au plătit unei alte firme care au plătit mai departe în Marea Britanie, da, consultanța. M-a cercetat în 2016 pentru asta, ne-a pus control judiciar, ne-am dus la instanță, judecătorii a dat cu dosarul în cap la propriu. A zis, veniți și vă bate joc de noi aici, mi-a ridicat și control. De atunci n-am mai făcut Portocală nicio hârtie. De ce? Că el făcuse să nu candidez eu la parlamentare. Acum Portocală, strategia, da. Acum Portocală e scos de aceiași oameni. Băie, 2020, moțiunea de cenzură, ia vezi, poate nu votează Ponta moțiunea. Mai e și mai bălăcărește ceva. Dincolo de asta, care e politică, mă întorc însă la esențial. Stați puțin. Dumneavoastră trebuie să votați sau să nu votați moțiunea. De-aia ar trebui se pune să nu votez. Presiune. Ar trebui să nu o votez. Am înțeles. Dar asta ar fi mesajul. Anunț că o votez la vedere. Uite, cu pila albă în urna albă, pila neagră în deci urna neagră. Deci ăsta este sensul ieșindu-i. Bineînțeles, de ce credeți, da? Că l-au scos din pușcărie? Că trebuie să te-am pușcărie. Și l-au scos, bă, ia mai bălăcărește tu, că după aia te băgăm la loc, oricum. Problema însă e esențială următoarea. Dacă noi toți, cei care se uită la dumneavoastră, n-avem încredere că totuși, dom'le, te duci la un procuror sau la un judecător și ăla e unul care știe carte, știe codul penal. Păi, dar judecați care... pe oameni că după ce îl văd pe Portocală nu mai au încredere în procuratură asta, și în justiție? Spun. Mai păi poți să ai încredere grav. Când vezi păi nu mai poți. Abominațiile alea? Și faptul că ei nu înțeleg și să-ți facă curățenie. Secția de procuror de la CSM i-a acoperit pe toți, tot timpul. Păi au făcut cerere de arestare și au respins-o. Păi și asta e normal, domnule Ponta. Dacă se întâmpla la Parlament să facă cerere de arestare și respingea Parlamentul, domnule, era un scandal.
când au respins scandalul, ei, da? Păi bun, dar dacă ei nu vor să-și facă curat, dacă ei își țin toți infractorii și paraditorii, cum să avem noi ceilalți încredere? Pe mine asta mă doare. Cum rezolvăm dilema asta că facem scandal de 10-15 ani? Mă bazez pe domnul ministru Predoiu, că l-am văzut că e foarte dur. Nu, da, discuția e serioasă. Domnul Ciolacu a spus la congres... Ați reținut ironia mea, da. Da. Domnul Ciolacu a spus la congres, mai avem două minute, domnule, justiția să-și facă treaba. Păi nu poți lăsa totuși justiția să fie stat în stat. Dacă politicienii vin să corecteze lucrul din justiție, ies oamenii în stradă, spune-le, politicienii atacă justiția. În interiorul justiției nu găsesc mecanisme să reformeze justiția și atunci cine e chemat să o facă? Oamenii politici. Și aici, domnul Iohannis, care a zis... Domnul Ciolacu, că nu mai trebuie, politicienii nu mai e voie. S-au speriat, că au zis, aoleo, ne spălăm pe mâini de Dragnea și uită lumea că eram lângă Dragnea. Erați toți lângă Dragnea acolo, ați votat toți ce v-a zis Dragnea, acum vă lepădați. Dar aici, da, la partea de justiție... Domnul Iohannis, cred că a fost votat, au fost multe voturi contra mea, lui Ponta, dar au fost și voturi, uite-mă, vine Iohannis și să vedeți ce justiție o să avem. S-o facă, îmi doresc cel mai tare și cred că vă doriți dumneavoastră și își dorește toată lumea. Mulțumesc pentru prezență, domnule Ponta. Nicușor Dan, candidatul PNL USR Plus, vine la Dosar de Politician. Avem și un subiect extrem de interesant, că tot discutăm oarecum în gol despre dezastru urbanistic din București, din Cluj-Napoca, din Constanța. O să vedeți astăzi un caz punctual, da? O să vedeți lângă reședința președintelui României, Klaus Iohannis, cum se construiește ilegal un bloc de 8 etaje, repet, sub nasul președintelui României, în România anului 2020, un băiat deștept face...